avertisment. De la Gazel nu cred că a luat nimeni. Catonaș Gabe, mult mai disciplinată echipa lui Claudiu Niculescu. Cearcă Steaua să recupereze. Insistă pentru acea minge. Chipirliu. Probleme din nou pentru Dobrescu. Urmează centrarea lui și minge pe 6 metri. Gol! Marchează Năstăsie. Spunea mușcător care a crescut în Ghencea. Dar și la această fază este depășit Dobrescu. Ceea ce s-a întâmplat și la primul gol. Acea pasă pentru Șib. Iată cât de important este aportul lui Șib la ambele goluri. Excelentă insistența lui Șib acolo, o minge care părea pierdută la o pasă a lui Palmeș, colaborare foarte bună între cei doi. Vom revedea pe reluare. Șib insistă, centrează și mingea ajunge cu șansă la Ionuț Năstăsie, care nu-l iartă pe Ionuț. 2-1 pentru Șeliber, care iată întoarce de la 0-1. Iată ce ușor depășește, da, pe Dobrescu. Dobrescu, jucător cu experiență, și centrează din o poziție destul de dificilă. Dar n-a putut să facă nici măcar fault la această fază Dobrescu. Și apoi mingea îi rămâne perfect lui Năstăsie. Dar toți jucătorii de la Schellenberg au aportul lor la acest gol, inclusiv Raul Rotund, care l-a ținut pe Wallace, l-a scos de acolo.